Da, este adevărat. Grăsimea se recoltează și se prelucrează după anumite rețete, după care se injectează în zonele vizate. Există câteva amendamente și anume, mai ales în momentul în care se injectează cantități mai mari de 10 ml, există riscul formării de noduri, de zone îngurate, calcificări și neregularități pe contur, având în vedere că organismul încearcă să metabolizeze sau să închisteze grăsimea. De asemenea, celulele respective, dacă nu primesc o vascularizație bogată, ele pot muri, ceea ce se poate solda cu apariția de zone fibroase. În toate cazurile pot apărea neregularități pe contur. De aceea, injectarea de grăsime sau lipofilingul este o metodă ce are avantaje în cazul de mici retușuri în zone cu vascularizație bună, cu pigmente groase și nu în cantități mari.